Salut YouTube! Astăzi, între două partide de ploaie, am ieșit un pic la pădure pentru a testa cuțitul Mora Canswell în natură, să vedem care sunt capabilitățile reale ale acestuia. În spatele meu este râul, sper să nu deranjeze zgomotul apei foarte mult. În rest, este o atmosferă foarte liniștitoare, păsări și tot acum. Bun, haideți să-i dăm drumul. Este evident că, datorită dimensiunilor reduse ale cuțitului, cu el nu putem face chopping foarte agresiv, dar vom încerca să curățăm această creangă de crenguțele care au crescut pe ea, pentru a o putea sparge ulterior prin tehnica batoning. Haideți să vedem cum se descurcă la chopping. Evident, încă o dată spun, nu se va descurca foarte bine, dar încercăm. Spre surprinderea mea, aceste crenguțe nu sunt o problemă pentru cuțit. Chiar deloc. Probleme pe tăiș până acum nu am identificat. Este adevărat, vorbim de plop, un plop uscat, care a stat mult timp pe jos, într-o zonă cu apă, nu știu cât de integru mai este lemnul la acest moment, dar așa cum ați văzut, cuțitul s-a descurcat. Haideți să încercăm să crăpăm în două această bucată, ulterior în mai mici, pentru a încerca să facem feather stick. Îi dăm drumul. Datorită faptului că acest cuțit este subțire, nu creează de la început acea crăpătură necesară spargerii lemnelor. Mai ales că pe traseul ales sunt și câteva noduri, dar haideți să vedem cum se descurcă. Lemnul este un lemn moale, așa cum am spus, este plop. Cu perseverență, ținând cont și de faptul că lucrez pe un alt băț, nu am găsit o butură în zonă, putem ajunge la rezultatul pe care îl urmărim. Am ajuns la nod. Uitați-l aici și să vedem dacă putem trece de acel nod cu acest cuțit. Mai greu, dar a trecut. După cum se observă, practic am ajuns să bat mai mult pe vârful cuțitului, ceea ce nu prea îmi convine, având în vedere că acea parte este cea mai subțire a cuțitului. Și într-un final am reușit, am despicat în mod curat, zic eu, această bucată de plop. Așa cum am spus, a stat în apă, lemnul este ud, nu, inclusiv pe interior. Nu a fost un dead standing, dar nu am găsit așa ceva aici în zonă. Suntem lângă râu, exact cum am spus, și este plin de lemne ude. Lemne verzi, uscături, nu prea am găsit. Vom continua să spargem creanga de plop în mai multe, pentru a putea face feather stick. De data aceasta am mers mai repede, dar nu unde am vrut eu. Vom încerca și din partea cealaltă. Da, a ocolit acest nod. Haideți să mai dăm o dată. După care vom încerca să facem feather stick pe bucata rămasă. Se pare că nu vrea să colaboreze cu noi această bucată de lemn, n-are rost să continui. Ne vom opri aici cu batoningul și haideți să încercăm să facem feather stick, să vedem ce putem obține de la această bucată de plop. Cuțitul, cel puțin în partea pe care o folosesc pentru feather stick, are un tăiș scandinav. Mușcă efectiv un lemn, trebuie să fiu foarte atent să nu-i dau voie să se înfigă foarte adânc, pentru că altfel vom obține niște pene groase. Dar trebuie să alternăm, să avem și pene groase și pene
mai subțiri, astfel încât să putem obține un foc sustenabil. După cum bine vedeți, nu sunt probleme pentru cuțit în a obține cârlionții de lemn pe care îi urmărim. Și dacă reducem un pic ritmul și suntem atenți, obținem și cârlionți de lemn foarte, foarte, foarte subțiri. Bun. Ne-am edificat și cu privire la acest aspect. Cuțitul se descurcă foarte bine. Uitați ce cârlionți de lemn am reușit să obțin. Și acum trebuie să-i testăm spinarea, să vedem dacă cu ajutorul ei putem obține acel rumeguș de fatwood. Am aici o bucată de fatwood foarte, foarte, foarte impregnată în rășină și referitor la aceasta voi încerca să vedem cum se descurcă spinarea cuțitului. Se descurcă extraordinar. Voi mai încerca ceva, vreau să vă arăt ceva. Mai de unăzi un prieten m-a întrebat ce fac eu atunci când nu am la mine scoarța de mesteacăn, pentru că este foarte greu, zicea el, să aprindem lemne ude cu ajutorul, doar cu ajutorul fatwood-ului. Nu este așa, îl contrazic și am să vă arăt tehnica mea de a prins focul numai cu ajutorul fatwood-ului. Evident, ne trebuie acea platformă pentru a izola rumegușul de fatwood de umiditatea din sol și pentru a obține acea platformă vom crăpa un pic în această bucată de lemn. Nu voi merge până la capăt, mă interesează să obțin doar o crăpătură care să-mi permită să înfig în ea bucata mea de fatwood. În acest moment am obținut ce am vrut. Observați, bucata de fatwood este înfiptă în rădăcina, în platforma pe care vrem să aprindem foc. După care vom lua o altă bucată de fatwood, să zic că am băgat-o pe cea mai mare, voi încerca să o punem pe asta altă, e mai micuță. Da. Și din aceasta vom obține rumegușul necesar aprinderii focului. Sau cel puțin vom încerca. Exact cum am spus, această bucată de fatwood este foarte, foarte, foarte saturată în rășină. Este și foarte scurtă, ceea ce nu prea permite spinării cuțitului să funcționeze corect. Dar, iată, ne depărtăm un pic de acea bucată înfiptă în scândură, va merge și vom obține rumeguș de fatwood. Am să iau cealaltă bucată pentru că este mai lungă, mi-este mai ușor să lucrez cu ea. Un lucru trebuie remarcat, indiferent de cât de ascuțită este spinarea cuțitului, atunci când lemnul este foarte îmbibat în rășină, aceasta la un moment dat începe să alunece pe lemn și nu mai produce cârlionți foarte, foarte fini. Nu este cazul aici. Rumegușul îl voi aduna în imediata apropiere a bucății de fatwood înfiptă în placă, după care vom aprinde cu amnarul această bucată de fatwood. Hai să încercăm. Stai să așez undeva unde să-mi permită o priză cu el. Am prins. Și în acest moment veți observa că alături de rumegușul de fatwood a luat foc inclusiv acel băț. Ați observat cât de ude erau penele, cât de ude era lemnul și cu toate acestea, uitați-l,
s-a aprins. Deci, practic, eu am făcut acum o extindere a timpului de ardere a bucății de fetwood. În mod normal, aceasta ar fi ars câteva secunde. Deja s-a stins rumegușul de fetwood, dar adăugând bucata de fetwood pe care am înfipt-o în placă, timpul de ardere s-a prelungit considerabil, putând spune chiar că avem la dispoziție minute bune în care putem adăuga peste bucata respectivă, putem adăuga crenguțe, putem adăuga featherstick, așa cum v-am arătat, astfel încât să obținem un foc viabil. Cuțitul nu are probleme în a obține scântei de calitate. Lama este făcută, concepută special pentru așa ceva. Și pe scurt, cam asta a fost tot. Se pare că vine ploaia, am să mă grăbesc un pic să ajung acasă. Este un cuțit foarte bun, un cuțit care mie îmi place. Cu ocazia asta s-a stins și bățul de fetwood după ce a ars în destulător. De la acel băț puteam fără probleme să aprindem un foc viabil. Asta este tot. Vă urez un weekend plăcut în continuare. Thank you.